Salut, 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 salut și bine v-am găsit la episodul number 3 din Roper ăsta. Continuăm campania. Mi-am făcut o cafea cu lapte. Sincer, n-am ce face sâmbătă și asta o să fac, o să mă joc Rogue Trooper cu oamenii albaștri. Și mi-am făcut cafea cu lapte ca să nu mai fie puternică, ca să pot să dorm de seară. Afară bate vântul, parcă se schimbă puțin vremea. Nu știu, n-am uitat pe meteo. Brașov. Se încălzește de miercuri. Adică de fapt de luni 16 grade, 19, 21. Și de miercuri 21 ziua și 7 grade seara. Hai să vedem unde a rămas. Adică oricum nu am rămas și continuăm merg mai departe. Nu am internet bun ca să le pot încărca repede. Dar ce robot a fost? Lots of norks. Yeah. Looks like our Grand Admiral doesn't want his meeting to be disturbed. Wonder who he's expecting. Not us, that's for sure. Come on, guys. Let's go pay our respects. Near the base of operations now. Grand Admiral Hop. Let them know. Is close by. The data mentioned a cathedral. I'm getting strange signals from that Nort's equipment. Ne bruiază semnalul ăsta. Să vezi că nu pot să folosesc țintirea nimic. Da. Asta se întâmplă. Dezactivează toate componentele electrice proste de... Take out that EMP, we need to get to higher ground. There's no way past on this level. Norse don't know what hit him. Gata, l-am luat. Hold still, Rogue. Circuit, hai fază. Au venit din ambele părți, și din stânga și din dreapta și din peste tot. Dai, motherfucker. Troops, prepare yourselves. Tomorrow I will be
hang on. This will help. Ăștia încasează mult mai multe glanțe. O grenadă, două. Hai să luăm casca pe helm. Acum pot să fac un mortar. Mortarul fiind aruncător din ăla, mortar launcher. Grenadă incendiară am văzut. Să fac medipack, dar pot. Nevoie de 300 de talent. Ca spus, fac un medipack. Nu, or n-am. Trebuie să și încarc. Cred că cu 4-4 e mortarul, da. Hero. Shit. E un lunetis pe urmele mele. Interesant. This place is bigger than I thought. Nu. Shit. Nu am viață, e problemă. Nu găsesc poziția pe scaunul ăsta, nu stau bine în loc. De salvage. Ne să vedem cât timp de 1000 sau 600. 800, uite, nici 1000, nici 100, nici 600. Ar trebui să fac medpack. 3. Need to pick me up. Coming. Now that's what I'm talking about.
Credeam că dacă dau setările la low, o să meargă mai bine jocul, dar văd că nu e gândit pentru 60 de cadre pe secundă, e la 30. Și de aia nu merge cum trebuie mereu. El e gândit pentru 30 de cadre pe secundă când a apărut să ia jocul. Asta e cel mai important de el, să scapă întâi. Să luăm metalul de pe el. Auto. Shit. Aici parcă o să mor un mini boss, dacă mai țin bine minte. Un șef ceva. Nu mai țin minte exact. Mă duc, iau casca și mă duc la bar. Obiectiv complet. Sau nu? Ce s-a deschis? Ah, uite poarta. Nu muri. Viața a rămas, frate. Ce noroc am avut aici. Vreau să le arunc o grenadă, da. Cred că arunc. Mi-a aruncat-o.
Uite aici. Așa. Grenade, watch out. Here. Trebuie să iau metalul că să avem probleme. Cred că cu mortarul, să vezi. Au, au, au. Sincer, mă așteptam să fie mai greu de distrus. Dar e bine și așa, nu mă plâng. Congratulations, my friend. Thanks to the information you provided, the massacre of the GIs in the court zone has been almost a 100% success. Your praise is appreciated, Grand Admiral Hoff, as is your fine Norland brandy. But what I really want from you is the payment I was promised.
Full payment will be received once we can confirm that all the GIs have been eliminated. According to some reports, it's possible at least one of them may have survived. What's happening? Seal the building! What's happening? Answer me! Your men are dead, Admiral, and I'm afraid our arrangement has changed. What are you talking about? I can't allow that my identity could be discovered. No! Ok. Help! Help me! Help you? The scum who murdered our buddies? I gave the orders, but the information came from one of your own. A traitor? Who? Tell me, and I won't kill you. Zice că avem un trăgător. I said I wouldn't kill you. I didn't say anything about helping you then. The traitor! He's escaping! Helm, you're driving. Ok, 16 minute a fost. 68 dinamici am omorât. Nu știu, jocul are o chestie cu ținta, nu știu cum să explic. Nu poți să tragi precis cu ținta asta. De unde trage la mâine? După acoperiș. Și că avem un trădător care ne-a vândut, dar nu știm cine e. Când îl trag eu un fuel tank ne distruge. De asta zic e tare ciudată jocul, gen, pentru un sfârșit de săptămână să joc se merită, dar nu e extraordinar, deci să nu vă așteptați. Că e prea străluce sau ceva, e interesant, poveste interesantă. Grafica e interesantă, pentru vârsta lui 2006 e... E avansată pentru perioada lui.
Nu, ce ne trage în... De-aia ziceam, e un joc arcade, că e un joc simplu. Nu e complicat deloc, nu trebuie să gândești prea mult, tragi, omori, te omoară, de-aia reset, începi de unde ai rămas, nu-ți dă multe bătăi de cap. Și asta ar trebui să fie trădătorul. S-a încins arma. S-a încins arma și n-am mai putut să trag. De asta zic, e un joc pentru copii mici, gen. E simplu. De-aia restart, încep de unde ai rămas. Nu ai prea multe de făcut, să ai prea multe butoane, combinații de butoane sau... Click trage, click dreapta, te dai luneta. 1, 2, 3, 4, schimbi armele, WASD, space, sari. E simplu. De asta zic arcade. Arcade game. Acum pot să distrug și rachetele alea, mi-e greu că... M-am spus cu ținte aici ciudat tare. Nu știu cum să explic. Terminam, dar nu. De-aia zic că jocul nu e bine optimizat pentru performanță. Ori nu duce laptopul meu, n-are cum, e un joc din 2006, ori nu e optimizat bine. Ori bine optimizat bine tot aia. Sunt momente când se mai blochează, se cadează. Mă las pe mine jos ca să distrug tunurile. Mă gândeam că dacă trag în ele, le spar sau ceva. În chestiile astea. Thank you.
protocol. Mermo sono singur. Sincer, de asta zic. Dacă vă plictisiți sau ceva, se merită să-l descarci de unde le găsești tu, că se găsește cam peste tot. Nu o să te plictisești dacă nu l-ai jucat când a apăruse. Eu atunci l-am jucat, sunt că eram copil. Și aducea ceva nou la perioada aceea. Mă refer, aducea ceva nou, e cu efectul ăsta cu ragdoll, cu omul de cârpă, gen. Ai văzut când omor oamenii? Cum să zic eu? Moare în mai multe poziții, se împiedică, alunecă pe scări. E efectul ăla de ragdoll, om de cârpă, așa îi spune, ragdoll. Și ce era nou la perioada aia de 2006 e că te poți spune așa după prieteni. Și eu eram, what? Wow, știi? Nu venea să credem când eram copii. De era ceva nou atunci, treaba asta, poți să stai așa cover. Nu mai am glonțe. Adică cam tot ce în jocul ăsta a fost la perioada aia cam nou. Știi? Când am văzut și treaba aia că pui chipul pe cască și casca îți deschide ușile și pilotează în locul tău, eram, eram copii, eram nebun. După treburi de genul ăsta. De-aia zic că pentru perioada asta de 2006 să aibă grafica asta e wow, știi? Grafica e belea. E prea avansată pentru perioada lui, sincer. Nu știu cum rezistau calculatoarele noastre Pentium 4, să jucăm, că noi aveam atunci Pentium 4, nu erau Intel Core, Dual Core și Core 2 și astea. Pentium 4, tati. Era atunci la perioada lui avansat, cel mai nou procesor și cel mai puternic. Cu plăci video de 128 de MB, nu ca acum 8 GB. Sau 4 sau ce știu. Nu există. Se rămân nebunet, era din 2011, cred. Nu se mai amintesc cum se numește. Și era cu un om care putea să zbori, avea pe umeri două ventilatoare și putea să zbori.
să mă amintesc. Yeah, you got him! He's disappearing into the chem fog. Track him down, Helm. We'll land and check the wreckage. Her insignia. And those are general stars on it. It really was one of her own commanders who sold us out. Come on, guys. Let's go bag ourselves a traitor general. De a noastră femeie. Oh la la. No, eu sunt Daniel, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și o să continuăm episodul 4, cred că o să urmeze, din Rogue Trooper. Sper că vă place Rogue Trooper ăsta, descărcați-l că e fain, să merită. Și o să continuăm acum, ce să fac. Să aveți o zi faină pe spa, nu știu când o să le încarc, când o să am timp și o să am internet bun, când mă chinui, stau zi întreagă să încarc un video de 3 giga. No, pa!